Dragi prieteni ai istoriei, astăzi când cel mai modest telefon este în stare să filmeze, poate să pară bizar că există un mare moment al istoriei noastre, de la care avem câteva imagini fotografice și nici o secundă de film. 100 de ani au trecut de atunci. Ați ghicit probabil că vom vorbi astăzi despre Marea Adunare a Unirii, de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. V-aș ruga să rețineți că Marea Adunare a Românilor de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a fost rezultatul unei serii întregi de evenimente care s-au petrecut de-a lungul a luni de zile. Comitete de acțiune ale românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Bucovina existau încă din vara anului 1918, iar propaganda pro-românească se desfășura de la Washington până la Paris. Pe 16 octombrie 1918, într-o ultimă încercare de a salva coroana bicefală, împăratul Carol I al Austro-Ungariei a adresat un mesaj popoarelor din Imperiu. El promitea transformarea dublei monarhii într-o confederație de state, dar Transilvania urma să rămână în componența Ungariei, iar Bucovina revenea unui stat ucrainean. Ca răspuns, deputatul român Alexandru Vaida Voievod a citit în Parlamentul de la Budapesta, pe 18 octombrie 1918, o declarație de independență a Transilvaniei. În paralel, românii din Bucovina au grăbit și ei mișcarea unionistă. Se poate spune că manifestul împăratului Carol I al Austro-Ungariei a avut exact opusul efectului scontat. Nemulțumite de ceea ce promitea împăratul, comitetele românești au reacționat de la Budapesta la Iași, de la Cernăuz la Arad și de la București până în portul austro-ungar Pola, în Croația de astăzi, unde marinarii români transilvăneni au arborat tricolorul românesc. Între 2 și 15 noiembrie 1918, reprezentanții noului guvern de la Budapesta au dus tratative la Arad cu membrii Consiliului Național Român. Delegația maghiară propunea organizarea Transilvaniei după modelul cantoanelor multietnice autonome din Elveția. Românii au refuzat acel plan. Chiar în timpul negocierilor au venit trei vești. Pe 10 noiembrie la Iași s-a anunțat remobilizarea armatei române. Pe 11 noiembrie, trupele aliate franceze, conduse de generalul Desperey, treceau Dunărea la Giurgiu și se îndreptau spre București. Și tot pe 11 noiembrie, Germania semna armistițiul în pădurea Compiègne, în Franța. Se știe mai puțin că Marea Adunare de la Alba Iulia a fost anunțată cu 10 zile mai devreme, dar pregătirile pro-unioniste erau cu mult anterioare. Mai precis, în ziua de 20 noiembrie 1918, Marele Sfat al Transilvaniei convoca o Mare Adunare Națională a Românilor la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918. Alba Iulia era, desigur, o trimitere la Mihai Viteazul și la unirea lui. La adunarea națională din sala Cazinei din Alba Iulia au participat 1228 de delegați aleși în prealabil. Alți 100.000 de români se aflau pe un podiș învecinat numit Câmpul lui Horea. Omul politic Vasile Goldiș a rostit cuvântarea solemnă de unire, după care a urmat un entuziasm greu de imaginat. Iar morala poveștii noastre este regretul tuturor celor care facem documentare istorice pentru faptul că din acea zi nu avem nici măcar 10 secunde filmate. Pe vremea aceea, oamenii politici nu aveau consilieri de imagine. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.